Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Sam. Bine, astăzi suntem din nou pe serverul RPG3.bzone. Continuăm colaborarea cu acești băieți. Am văzut că episodul trecut a avut destul de multe dislike-uri pentru că mult a sărit în cap că de ce nu joci pe bugged, că de ce am lămurit problema asta într-un video. Pe scurt, n-am nicio problemă cu cei care joacă cu bugged. Eu joc Sam ocazional pentru că voi mi-ați cerut să joc Samp și băieții ăștia s-au oferit să facem o colaborare plătită. Bun. Așa că aș putea să încep. Slash V. Select. Unde e, mă? Spawnează. Nu, localizează. Ok. Și o să facem un job. Mulți mi-ați zis în comentarii că un job foarte, foarte bun ar fi cel de gunoier, pentru că ne dă destul de mulți bani. Bun, hai să vedem. Nu. Stai că nu prea le-am pus ampul. Deci deschid textul și scriu job. Ăla e. Bun. Gunoier. Voi mi-ați spus că ăsta, uite, este un job legal simplu. Bun. M deschide harta? Nu, ok. Map. Este destul de aproape, ceea ce e bine. Nu prea mai am combustibil la scooter și nu știu de unde îmi pun, cred că de la benzinărie, o să trească să caut o benzinărie sau ceva. Și mulți m-ați întrebat de moduri. Da, am un mod, se cheamă Robert Overhaul, care îmi dă, face grafica mai ok. Nu pot să sar aici, nu? De ce? Cum ies de pe autostradă? Nu pot, pe bune, nu pot să ies de pe autostradă. Ce urât. A, dar pe aici. Ha. Și a crezut jocul că mă păcălește nici gând. Bun. Hai să mergem la jobul de gunoier să vedem ce facem. Uite, asta cred că e stația de tren sau ceva. Bun. Să vedem. Da, cică primești mulți bani la gunoier, ceea ce e destul de ok, adică nu mă supăr. Bun, aici văd. Ia să vedem dacă e greu sau nu. Ia aici. Ia să vedem. Ok. Și trebuie să scriu un chat slash get job. Ai devenit gunoier. Ok. Și acum dăm slash work, să înțeleg. Nu ești la locul unde se încep misiunile. Acolo trebuie să mă duc, pe bune. Mergem acolo, boss, nicio problemă, I'm your man. Hai, bun, aici. Nu. Work. Condu vehiculul până în punctul roșu pentru a ridica gunoiul. Bun. Trebuie să ajung unde îmi zice. Nu știu cum ajung acolo, stai să mă uit pe hartă. Ah, wow. Credeam că e mai departe, dar nu, e bine. Da. Nu pe aici, nu pe aici, am încurcat, stai. Nu știu mapa din San Andreas, așa că să n-aveți așteptări de la mine. Ia să vedem. De unde, mă? Bă, deci noi de pe străduța asta. Facem un drift și noi sau, ok. Aici. Așteaptă aici pentru a ridica gunoiul, aștept. Gunoi colectat. A, trebuie să colectez 20 de gunoaie. Mamă. E ceva. Dar, ci că ne dă vreo 2000 de bănuți și noi avem 4000. Ok. Destul de ok. A, da, am uitat să vă zic. Dacă vreți voi să jucați, aveți codul de referral în descriere. Practic, mergeți acolo și când vă logați pe site și vă spune dacă v-a adus un prieten, puneți codul meu de referral. Și se pare că nu... Ah, wow, încercam să intru pe acolo când puteam să intru pe străduță. Ce inteligent, nu? Aici? Da, aici, perfect. Bă, dar o să fie destul de greu să colectez 20 de tomberoane, pentru că, na, 20 e număr mare și e greu. Bun. Următorul tomberon este în East Los Santos. Bun, sper că nu e foarte departe. Acolo e Grove Street. Nu. Unde e, mă, Grove Street? Aici? Acolo e, mă, boss. Aici știam eu ceva.
Și cred că în blocul ăla de acolo e ultima misiune, parcă. Boss. Aici jucam basket. Hai că încep să-mi aduc aminte, frate, mapa. E bine. Ia să vedem. Luăm și asta. Wow, ai deja de-abia 3 din 20. O să dureze ceva. O să dureze ceva, bun. Nasol că nu pot să fac harta mai mare ca în GTA 5 să văd cât mai am de fapt. Așa. Bun. Și e nasol că nu mi-arată drumul spre waypoint. Trebuie să ghicesc eu. Bun. Cred că ai și radio cu posturile din... Stai. Ce ai și radio? Ah, comandă necunoscută. Oricum poți să spui muzică și gen... Bine, eu n-am activat-o din motive de copyright, știi? Dar poți să spui muzică și e destul de interesant, joci cu prietenii, sam... Da, nu știu. Bă, dar greu merge asta? Ok. Trebuie să recunosc că e plictisitor rău jobul ăsta. Ia uite-l, bă, boss, what's up? What's up? Nu mă omoră, boss. Și mașină miștoare ăla, Infernus, Inferno, ceva. Da, sunt super noob, sunt super noob la jocul ăsta. Ok. Dar oare nu pot să-l duc înapoi? Trebuie să-l culeg pe tot? Spre exemplu, dacă eu m-am plictisit, știi? Nu mai am chef să fiu gunoier. Nu pot să mă întorc? Să las tot gunoiul să plec acasă? Nu știu. Bine, hai că e 6 din 20. Hai că poate terminăm și noi astăzi. Intrăm pe aici. Bine că nu mă mai trimite la mama dracu să iau gunoi. Bă, dar câte tomberoane, frate, și nebun pentru... Mamă. Nici în București nu atât de multe tomberoane. Care na, București e în viața reală. Asta e un joc. Da, mă, frate, uite câte tomberoane au. Facem și noi un drift cu mașina asta sau... No, pe bune. Ia uite mă pe ăla are nos, boss, vreau și eu. Vreau și o mașină de aia. Dar îmi trebuie bani mulți. Da, mulți. Nu știu cât costă mașina. Boss, hai că nu intru în tine. Mi-am făcut loc, perfect. Cum văd cât jucători sunt? Ah, tab. 300. De nice, 300. E ok sau e puțin, nu știu. 300 de oameni mi se pare destul de mult. Ia. Așteaptă aici pentru a ridica gunoiul. Ia, să vedem, luăm și noi gunoiul ăsta sau sal. Hai că aproape am făcut jumătate din misiune. Uite-l pe ăsta cu motorul. Boss, Charles. Știu că acum vreo 2 ani jucam pe un server și era o chestie cu slash centură, știi? Și dacă nu spuneai slash centură, îți dai amendă. Și eram într-o facțiune asta de poliție, știi? Și eram foarte jegos pentru că eu voiam bani mulți. Și cine n-avea centură, pac, dădeam amendă și amenda era foarte mult, era 60.000 sau ceva. Și tu știi câți bani aveam? Mamă! Toți mă înjurau de pe server. Chemau și moderator și de-alea că enervam când... Dă seama că de fiecare dată când te urci în mașină să scrii /centură e enervant. Știi, puii mei. Ia. Bă, dar ce repede să conduce combustibil? Uite, mi-am 77%. Pe aici? Da, ok. No, mai în spate. Uite-l bă, bossul ăsta, what's up? Sper să nu mă moare în timpul jobului, că e urât. Boss, îți cam iese fum din mașină. Ăsta ce face? Mă urmărește? Nici o problemă. Fai, ce drifturi fac eu cu mașina de gunoi? Păi frate, eu sunt Paul Walker cu mașina de gunoi, ești neun? Pac, drifturi. Ia uite-l bossul ăsta. Boss. Anox Gamer, sal. Bă, dar are și mașina asta o viteză. Bă, dar ce e aici, mă? Car meeting, ia uite. Uite, poliție, i-a prins pe băieții ăștia sau ce? Hello? Nu, pe străduța asta aici.
Anox Gamer. El e Anox Gamer, mă înțelegi? Ha, 12 din 20. Bun, hai că poate terminăm și noi azi. Bă, dar la cât muncesc, cred că ar trebui să... Ar trebui să-mi dea vreo 3.000, 4.000, zic, nu știu. Nu știu, că așa zicea lumea prin... Băi, ce arunc cap. Nu-i corect, faceți mișto de mine. Mă supăr. Stai. Nici pe aici nu pot. Băi, frate, trebuie să dau cu spatele cu hardughioaia asta. Ok. Uite, vând tampa, preț 5.000, call me. Mașină cu 5.000, de destul de ok, nu? Adică eu am 4.000. Trebuie să-mi iau un telefon, să pun anunțuri și de-astea. Sau să mă sune lumea, sau nu știu, nu știu cum e. Ok, 14 din 20, hai că apărat am terminat, băieți. Și dacă e, bă, dar de ce mă pui pe toate străduțele pe care nu-mi cap? Ah! Ce mă enervează. Așa și, și la mine, gen, la mine e o străduță destul de mică, știi, în fața blocului și când vine mașina de gunoi, s-a terminat șmecheria, adică... Ia, și m-aș împarcat așa. Și merge mașina aia de gunoi, n-ai nici să treci ca pieton pe lângă ea. Așteaptă aici pentru a ridica gunoiul. Bă, era frumos, știi, dacă se dădea cineva jos și lua gunoiul și îl punea sus, dar... Pentru un joc de 2000... Hai să mă fac de căcat, 2006? Nu. 2005? Nu. Nu știu. Spuneți-mi în comentarii când a apărut jocul ăsta, că nu știu. Băi, sunt în ăsta roșu, căpățână. Așa. Ok. Gunoi colectat, următorul tomberon este în Little Mexico. Bă, dar cum se cheamă cartierele astea, frate? Little Mexico? Cum avem și noi în București, strada Washington, strada Londra, sau nu știu cum îi zice. Când, spre exemplu, e un spital, știi, pe strada Washington. Și unde vă ceți? La Washington. Nici o problemă. Vă duc eu. Da. Eveniment la mulți ani, designer, premiu 15.000. Tip car la standing, locație. Ia uite-l pe ăsta, mă, bă! Grăbitule! Frumos așa să mergi, chill, încet, nu te grăbești. Ia uite, vână casă, mă. Bă, sincer, e ok, Samp. Mie îmi place că e cu joburi, așa, e ceva... E ceva diferit de GTA 5 și alte jocuri, știi? Așa e cu joburi, e roleplay, e mișto. Plus că e și un joc vechi, știi? Și ți amintești așa de good old times. Yeah. Ok. Hai că, uite, gunoi colectat, mașina este plină, merg la checkpoint. Yeah! Am terminat misiunea. Plată 2002. Mamă, cam puțin, boss. Poți să mă în mașina asta? Nu, ok. Scrie hot dog. Stai. Nu. Ce dracu cu e? Așa. /V. Fac eu ascuns, băi, spawnează ultimul loc cunoscut, aici. De ce să-mi iau o mașină când am eu scuterul meu care merge mai tare decât o mașină? Bine, adevărat că mă cam fac de râs cu el, dar... Își face treaba... Așa. Să vedem slash job. Ce? Nu, slash jobs. Așa. Hai să facem șofer de autobuz. Să vedem cum e șofer de autobuz. Hai că nici nu departe.
Bun, slash get job. Ah, de ce trebuie să dai o slash cu... Băi, deci... Asta mă enervează, că trebuie să scriu, să scriu mult în chat, mă. Slash get job. Băi, căpăt... Deci eu nu pot să apăs eu pe butoane și trebuie să scriu. Ce? Am devenit șofer de autobuz. Slash work. Pe bune. Slash work. Work aici. Condu autobuzul la următoarea stație. LS Aeroport. Super. E, dar n-are nimic dacă îl stric, băieți, o să vă faci, deci... Dă-ți seama cu aia, să fii în 3-3-5, să fii un diliman ăsta care conduce așa. Știi? Păi tu îți dai seama că mori? Bine, chiar gen, poți să dai cu capul de bară să mori. Da. Nu ai jucat suficient atât să primești... încât să primești pe idei. Mamă, că ți-au primit kick, lol. Bă. Uite pe aici, așa, nu contează că-i câmp. Sal! A, așteaptă în stație. Oh, boss, da, sunteți mulți, da, am înțeles. Plată 13 dolari? 13 fucking dolari? Ok. Slash quit job. Da, ai demisionat. Păi nu, boss, da, e urât, e urât. Cine are de vânzare o mașină până în 6K? Poate ne cumpărăm și noi o mașină, ceva? Sau, uite ce mai și miște mașina asta. De ce nu pot să intru s-o fur? Pe asta pot să intru și s-o fur. Toate sunt cuiate, mă. Mă. Uite, aia e stricată, nici pe asta nu pot să o iau. Bă, dar pe toate le încuiați, mă. LOL. Uite, frate, dacă fug în ea, se duce. Stai. Păi bă, cred că aici o să terminăm episodul pentru că... că am întrebat cum scoam... ăsta. Cam aici o să terminăm acest episod pentru că nu mai avem ce să facem decât joburi plictisitoare. Dacă mai vreți să facem un episod de... de Sump, apăsați pe acel buton de like. Comentariile cu joacă pe bug sau astea n-au niciun rost și dislike-urile. Nu că aș avea ceva cu serverul, dar efectiv comentariile alea nu își au rostul. Bun, cam s-a episod, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!